Este o mare bucurie din nou să știm că încă putem citi cuvântul, că putem să îl invităm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și astăzi din nou vom citi din Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 4, până la 1 până la versetul 31, cu gândul acesta, după înălțarea lui Iisus Hristos la cer, El a promis că Duhul Sfânt va veni aici pe pământ ca să îl prezinte pe Iisus cel înviat din morți. Și s-a dat onoarea aceasta ca nouă, oamenilor simpli, să fim martori acestei învieri. Vreau să vă gândiți cum este prezentat din nou Iisus Hristos înaintea unui urolog, unui simplu persoane, unui necaz, că atunci e mare curaj să spui cine ești, înaintea unei mulțimi care poți să stai la distanță, ci înaintea poate oamenilor care sunt cei mai ascuțiți la minte, înaintea conducătorilor. De obicei, când te duci să prezinți ceva, un mare adevăr înaintea oamenilor mai mari și dacă cumva ești luat așa prin surprindere, cum au fost luați apostolii arestați și după aceea s-au trezit într-o sală mare cu toți ochii asupra lor și acolo erau toți conducătorii care își cunoșteau toate nuanțele credinței și trebuia să spui. De obicei, ai atitudinea mielului, capul plecat, începi să te scuzi. Astăzi suntem chemați să privim la mărturia pe care Duhul Sfânt o dă prin niște oameni simple, necărturari, și să vedem cum îl prezintă Duhul Sfânt prin Apostol pe Iisus Hristos, pentru că asta este ținta. Cum îl prezintă Duhul Sfânt pe Iisus Hristos? Hai să ne ridicăm. Faptul 4 la 1. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanii templului, saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei, i-au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut. Și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună în Ierusalim cu marele preot, Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci, Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare norodului și bătrânea lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți, s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidari, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă el pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod,
să-i amenințăm, să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească, din pricina rorodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații Pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău cel Sfânt, Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilar din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău celui Sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremulat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Doamne, mulțumim așa de mult pentru mărturia aceasta atât de puternică. Mulțumesc așa de mult pentru exemplul manifestării Duhului Sfânt. Mulțumim pentru exemplul manifestării Duhului Sfânt prin apostol și pentru exemplul manifestării care poate să vină și asupra noastră. Te rog din toată inima, Doamne, umple-ne de prezența Ta, de cuvintele Tale și ajută-ne să fim martori vii ai învierii Tale. Amin. Amin. Vă rog frumos să pasă o cuvânt. Vreau să pregătesc puțin cadrul și cadrul este cadrul alegerilor. Spuneam duminica trecută că alegerile noastre sunt urmate de consecințe. Alegerile noastre sunt urmate de consecințe. Consecințele pot fi personale și sau colective. Consecințele pot fi imediate sau întârziate. Consecințele pot fi temporare și sau eterne. Consecințele pot fi în plan fizic sau în plan spiritual. Consecințele pot fi bune sau rele. Pot aduce bucurie sau pot aduce suferință. Pot aduce eliberare sau pot duce la robie. Alegerile noastre au sau sunt urmate de consecințe. Am văzut că în numele lui Iisus Hristos, adică în numele însemnând autoritatea pe care are Iisus Hristos cel înviat din morți, ologul a putut să fie vindecat. A căpătat o vindecare deplină, nu numai că trupul lui a început să funcționeze normal, ci prin faptul că s-a întors și a venit în fire, s-a întors acasă. A-ți veni în fire sau a te întoarce acasă înseamnă să te conectezi din nou cu Creatorul tău. Să te întorci, să-i dai slavă și laudă. Să nu mai stai în afara templului, ci să fii parte din templu, să fii acolo, înăuntru, unde e normal. Nu este o întâmplare a faptului că Iisus Hristos și-a anunțat ucenicii și le-au spus, dacă pe mine, în Ioan 15,
m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni. Da? 15 la 16 la 27. Nu este întâmplarea faptului că Iisus spune, dacă vor păzi cuvântul vostru, dacă vor păzi cuvântul meu, îl vor păzi și pe cuvântul și cuvântul vostru. Nu este o întâmplare. Toate acestea au fost anunțate. Ce este foarte important pentru noi? Din textul acesta putem spune foarte multe lucruri. Dar mă interesează care este mărturia Duhului Sfânt și cum îl prezintă pe Iisus Hristos. De ce? Pentru că atunci când încă era pe pământ, după înviere, Iisus le-a spus ucenicilor: voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și veți fi martori. În Ierusalim, în toată Iudeea și până la marginea pământului. Cu alte cuvinte, ce intenționează Iisus spune: atenție că Duhul Sfânt va veni peste voi ca să fiți martori, martori ai mei. Atunci în textul ăsta am să spun care sunt mărturiile Duhului Sfânt în care mi-l arată pe Iisus Hristos cel înviat. Îl vedem aici pe Petru, îl vedem aici pe Ioan, plin de curaj. Dacă vă aduceți aminte de Petru, care s-a lepădat înaintea unei slujnice, la întrebări foarte simple, lângă un foc. Nu erai și tu cu el? Nu l-am cunoscut. Nu ai fi și tu, erai cu ucenicii? Nu, nu, nu. Nu ești tu din Galileea? Nu, nu, nu. S-a lepădat, a plâns, s-a împlinit cuvintele lui Iisus care a spus: Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința, dar când te vei întoarce, adică îți vei veni în firii, te vei întoarce la Dumnezeu să te duci să întărești pe frații tăi. Petru aici primește onoarea să fie un martor viu, adevărat, al lui Iisus Hristos cel înviat din morți. Odată este folosit de Dumnezeu ca să-l vindece pe olog, da? Și să arate că Dumnezeu suspendă legile naturii și este, intervine cu supranaturalul. După aceea este folosit de Dumnezeu ca în fața mulțimilor să nu se piardă și să spună: nu priviți la noi, ci uitați-vă la Dumnezeul lui Avram și lui Isaac și Iacov, care a trimis pe robul său Isus. Și acum îi se dă, îi se dus la alt nivel și îi se dă posibilitatea să fie un martor viu înaintea conducătorului. Toți marii preoți, toți cei care aveau autoritate acolo, trebuiau să asculte ce putere și numele cui ai făcut această minune, că este vădit, că a avut o minune. Sunt întrebări pe care oamenii mi le pun. De ce faci lucrul acesta bun? De ce ai făcut fapta aceasta? Sunt ocazii extraordinare. Dacă aș întreba pe mâncător de volei, ar spune: păi, n-am putut să ratez asta. Mi s-a ridicat așa de frumos la fileu. Mi-aduc aminte pe vremea când jucam fotbal că a fost o fază la un meci, un corner, și dintr-o dată o minge ajungea în careu și îl văd pe arbitru că vine, el, arbitru, trebuie să arbitreze, nu e partea jocului activă. Și îl văd dintr-o dată că sare peste tot și buf, lovește mingea. Și mi-i spun: dom'le, dar ce-ai făcut? Și dă gol. Dom'le, de când aștept ocazia aceasta? N-am avut-o niciodată, nici când jucam fotbal, nici... Și am zis că nu vreau să o ratez. Și s-o ridica la final și s-o băga și el în joc. Ce să zici, omul a așteptat-o. Sunt momente când ar trebui să te speri. Să te speri din ce cauză? Că erai în mijlocul mulțimilor, ai mărturisit pe Hristos cel înviat, ai spus oamenilor: nu dați nouă slavă, ci uitați-vă la Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a făcut vindecarea aceasta. Și în mijlocul mulțimii te uiți că 5.000 de bărbați vin la credință. Nu mai știu câte femei au venit la credință, sau poate câți copii care au auzit mesajul. Dar faptul că veneau bărbații la credință, asta e un semn extraordinar că încă există salvare, șansă. Când bărbații nu se întorc la credință, nu-și fac treaba lor, rateuri peste rateuri, rateuri peste rateuri. 5.000 s-au întors la credință. Și în mijlocul acestei bucurii, acestor consecințe imediate, oamenii se mărturiseau păcatele, credeau în Iisus Hristos. Bărbații vineau și mărturiau și spuneau: vreau să fim bărbații care ne-a chemat Dumnezeu. Au venit căpetanul templului, toți și au arestat noaptea, ținut în închisoare. Ar fi trebuit acum
să fii desumflat, să n-ai niciun fel de curaj, să spui, vai de mine, dacă Dumnezeu mi-a chemat, de ce am ajuns în închisoare, dacă am făcut bine, nu știu cum, să te lamentezi, să-ți plângi din milă, să te compătimești. Și surpriza mare este că Petru, Ioan, aici spune, plin de Duhul Sfânt, se duce în fața adunării tuturor, nu vedem niciun fel de teamă, vedem un bun simț acolo, vorbesc cu respect, dar ce fac? Îl prezintă pe Iisus Hristos. Și prima arătare a lui Iisus Hristos în plen este Iisus Hristos este unicul mântuitor. I s-a ridicat mingea la fileu și a zis, fapta aceasta bună în numele cui? Cu ce autoritate ați făcut? Cine vă desemnă? Știți, sunteți oameni cărturari, oameni nepricepuți, sunteți... Dar și-au dat seama că au umblat cu Iisus. De ce? I-au învățat Scripturile. Piatra care a fost lepădată de zidari a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Iisus Hristos i-a învățat Scripturile. Le-a arătat care sunt textele în care vorbesc despre Mesia. Care sunt textele în care îți luminează și spun atenție foarte mare. Tocmai cei care sunt chemați să zidească sufletește Israelul, sunt chemați să aducă lumină, pot să fie foarte orbi. Foarte orb. Gândiți-vă că ai de făcut o construcție și găsești la un moment dat o piatră, da? O piatră. Știți că templul când era zidit, nu era ciobite pietrele acolo unde se construia templul. Te duceai unde era la distanță, să nu se aude nici ciocan, nici nimic, știai toată schema, tot planul templului și fiecare avea de făcut câte ceva. Și atunci când meseriașul a găsit forma unei pietre ciudate, nu a spus de ce așa. A sculptat-o, a ciobit-o și a trimis-o. Aici trebuia să găsească oameni care înțeleg planul și vor pune piatra respectivă la locul respectiv. N-au înțeles planul și când au găsit forma asta mai ciudată, au lepădat-o. Și tocmai era poate piatra cea mai importantă. Și Petru aici a venit și le aduce lumină și spune... Voi ați avut planurile sau aveți planurile în mână. Tocmai voi sunteți zidarii care ați fost onorați de Dumnezeu să ridicați templu, să chemi numele lui Dumnezeu, să conduceți nu numai Israelul, lumea întreagă s-a dus la lumină. Și voi ce ați făcut? Ați închis oblonul, piatra aceea ați aruncat-o ca nepotrivită și v-ați trezit că din zidare ați devenit cei care distrugeți. Și Duhul Sfânt îi descoperă lui Petru și Ioan se spune, piatra care au lepădat-o zidarii și spune, citiți Psalmul 118, a fost pusă să devină, este piatra din capul unghiului, piatra în care Dumnezeu va face noua construcție. Ce lucru extraordinar. Dar dincolo de lucrurile astea spune, în nimeni altul nu este mântuire. Învățați versetul ăsta pe de rost. Fapte 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer nici un nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Duhul Sfânt îl folosește pe Petru și pe Ioan să spună piatra din capul unghiului este Iisus din Nazaret. Este unicul mântuitor. Sub cer nu este un alt nume dat oamenilor în care trebuie și pot să fim mântuiți. Iisus Hristos este unicul mântuitor. Nu este un alt mântuitor. Gooding spunea, ceea ce ofensează mintea modernă este că Iisus Hristos este prezentat ca Dumnezeu și ca unic mântuitor. Dumnezeu și unic mântuitor. Ceea ce ofensează mintea modernă este tocmai exclusivismul acesta. Că nu există o altă cale de mântuire. Numele Lui este Iisus. El este Hristosul. Apostolii au crezut acest adevăr. Noi suntem chemați dacă suntem umpluți de Duhul Sfânt. Suntem chemați să știm că Duhul Sfânt prin noi îl va prezenta pe Iisus Hristos ca unic mântuitor. Nu mai există altul. Nu mai există altul. Pentru că așa l-a prezentat Dumnezeu.
apostolii au spus acest adevăr în fața celor care erau zidari. Și au zis, ea este piatra din capul unghiului. Apostolii au știut acest adevăr și au zis, cu adevărul acesta va fi transcultural. Adevărul acesta va fi în orice generație și în orice timp trebuie prezentat. Nu este doar temporal, nu este doar pentru evrei. Este mântuitorul lumii. Sub cer nu este nici al lumii. Ia acest adevăr în inima ta. Tu ești chemat să fii biruitor dacă păstrezi această valoare în viața ta. Această valoare. Spunea Petru la un moment dat și a fi adus aminte când a zis, cine spune oamenii că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Domnul s-a uitat la el și a zis, ferice de tine, nu tu ai descoperit lucrul ăsta, ci ți-a fost revelat de sus. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ți-a spus un adevăr, treaba ta este să o păzezi, să o păstrezi și o dai mai departe. Aceasta este baza pe care va fi zidit templul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar cum poți să zidești pe această bază? Care sunt pietrele pe care poți să le pui pe această bază? Prin acest următor adevăr. Iisus Hristos este Mântuitorul Israel și Mântuitorul Lumii. Ia acest adevăr. Ia Fapte 4 cu 12 cu tine. Strânge-l în inima ta. Gândește-te cum îl spui și Duhul Sfânt îl va folosi. Orice altă poveste despre Dumnezeu, dar care nu are în esență Iisus Hristos prezentat ca Mântuitor, nu vorbește Duhul Sfânt nici prin tine, nici prin mine și nu-i nici de folos pentru cei din jur. Nici prin tine, nici prin mine și nu-i absolut niciun fel de folos pentru cei din jur. Nu contează că el va crede, nu contează că nu va crede, nu contează reacția lui. Ce este important să prezinți această piatră din capul unghiului, Iisus Hristos. Este foarte important. Duhul Sfânt să ne încurajeze și să ne vorbească, să nu dăm la o parte lucrurile acestea atât de valoroase. Fără de care nu există o reală construcție care să aibă consecinții eterne. Foarte important. Iisus Hristos este unicul Mântuitor. Iisus Hristos, unicul Mântuitor. Al doilea mare adevăr. Autoritățile nu neagă faptul că a avut loc cu adevărat o minune. Dar în loc să se lase cuceriți de acest adevăr, să spună, păi, dacă este cu adevărat cine spun aceștia că este, atunci înseamnă că hai să ne deschidem și noi, să ne recunoaștem greșeala, să facem ce au făcut mulțimile, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare să fie botezat în numele Iisus. Recunoașteți greșeala. Pocăiți-vă ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Pocăiți-vă că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus ca să vă binecuvânteze. Și spuneam data trecută că definiția binecuvântării este spirituală care este. Să întoarcă pe fiecare, faptul 3:26, pe fiecare dintre noi de la fără de legile noastre. Nu numai Iisus să ne ierte fără de legile, ci să ne întoarcă, să ne vinim acasă, să ne vinim în fire. Nu să nu mai facem rău, ci să începem să facem binele, să umblăm în bine. Al doilea mare adevăr despre Iisus Hristos, spus aici. Nu, Iisus nu este numai Mântuitorul, ci Iisus Hristos este Stăpânul. Are autoritatea finală. Între cea mai înaltă autoritate religioasă și ceea ce spune Dumnezeu, ce spune Iisus, eu trebuie să ascult de ce spune Iisus. Judecați voi singuri. Putem noi să nu spunem ceea ce am văzut și ceea ce am auzit? Judecați voi. Erau tocmai într-un context în care ei erau chemați ce să facă, să aducă lumină. Să judece. Să nu țină, să nu se uită la fața oamenilor, să fie asemănător Dumnezeu. Să spună ce spune Dumnezeu. Indiferent de cum vor reacționa cei care vor auzi de adevărul. Dar pe când trăia Iisus Hristos le-a spus foarte clar. Veți cunoaște adevărul, adevărul și adevărul va face slobozi. Și adevărul era o persoană. Adevărul este o persoană. Îl vei cunoaște și te va elibera. Dacă Fiul te face liber, slobod, vei fi cu adevărat slobod. Dacă Fiul nu te eliberează, vei fi rob. Rob, rob, rob. Iisus Hristos este prezentat de Duhul Sfânt prin apostol și le spune Iisus Hristos este unicul Mântuitor. Dar Iisus Hristos este cea mai înaltă autoritate, este Stăpânul nostru
de care noi vom asculta. În Luca 3, Dumnezeu este martor la întâlnirea dintre eu, între doi verișori, Ioan Botezătorul și Iisus. Ioan Botezătorul aștepta să aude un glas din cer și spune: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcere. Luca spune: tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cu alte cuvinte, Tatăl Ceresc îi confirmă lui Iisus: asta ți-e identitatea ta. Tu nu uita identitatea ta. Tu ești Fiul lui Dumnezeu și îmi găsesc toată plăcerea. Și foarte important, tu să auzi glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbea direct lui Iisus Hristos. Ioan Botezătorul a fost martor că Duhul Sfânt s-a coborât în chip trupesc de porumbel. Dar Tatăl i-a vorbit lui Iisus: tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. 100%. Nu găsesc nimica în care să nu fie din Dumnezeu. În Fapte 9, la schimbarea de la față, erau prezenți Moise, era prezent Ilie, era prezent Petru, era prezent Iacov, era prezent Ioan. Au început să dea sfaturi potrivit cu starea în care noi suntem și cum ne simțim și contextul de acum. Hai să facem un colib aici, să stăm. S-a auzit un glas, nu pentru Iisus, ci pentru apostoli și pentru toți urmașii lor, în care a spus: acesta, vorbind ca și cum Dumnezeu întors fața la Fiul Său, se uită la Petru: acesta este Fiul meu prea iubit, și-l arată pe Iisus, de El să ascultați. Cu alte cuvinte, Petru aici în fața autorității religioase, el a stat înainte unei autorități mult mai înalte acolo pe muntele Taborului și a zis: am auzit ce a spus dreptul judecător, cel mai mare. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Adică întoarceți-vă și ascultați de El. În fața acestui plen, stă Petru și spunea: judecați voi singuri. Am auzit pe Tatăl ce a zis despre Fiul și în fața voastră voi încerceți acum ce încerceți. Să nu mai vorbim în numele lui Iisus, să nu mai vorbim ceea ce am auzit și ceea ce am văzut. O copilărie. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de voi. Tare dureros, tare dureros. Te doare ficatul. Te doare ficatul. De ce? Pentru că dacă tu ai dreptate, înseamnă că noi l-am omorât pe Iisus. Și Petru a spus: voi l-ați omorât pe Iisus Hristos. L-ați răstignit. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Voi l-ați răstignit. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Al doilea mare adevăr. Iisus Hristos este Dumnezeu stăpânul. De El trebuie să ascultați. Să ascultăm. Ai de făcut o alegere. Ai de luat o decizie. Că e în plan spiritual, că e în plan material. Uită-te la lumina cuvintelor lui Iisus. Sunt ideale pe cele mai clare. Cu cât este mai clar ce spune Iisus, cu atâta vei putea să cântărești, să iei o decizie bună la celelalte păreri care ai. Ai un bec de 1000 de vați. Merge lumina becului ăla și lasă ăla de 40 de vați. Eu cred că există alb, negru și există gri. Nu există niciun gri. Uite-te tot timpul când nu știi ce să faci, uite la lumina puternică și vei înțelege ce trebuie să faci. Să așa de clar. Numai când vrei să mergi pe marginea prăpastiei, spui că e gri și nu știu ce să fac. Lasă marginea prăpastiei, uite-te la lumină, du-te înspre centru, înspre Hristos, unii lumina puternică și Duhul Sfânt, dacă ai ca scop să îl înalți pe Iisus Hristos ca Mântuitor, să îl înalți pe Iisus Hristos ca stăpân, adică să asculți de El, vei ști ce ai de făcut. Le-au dat drumul. Îl slăveau pe Dumnezeu. Mulțimea n-avei cum să te pui cu mulțimea atunci. Nu era carne în care să fie luat Iisus. În care să fie luat apostoli. Dar mai departe ei scapă de acolo. Se duc la ei lor. Se duc în mijlocul lor, povestesc ce s-a întâmplat și foarte important, se prezintă din nou Duhul Sfânt, îl prezintă din nou pe Iisus Hristos. Cine este din nou Iisus Hristos? Iisus Hristos este prezentat ca Cel care a făcut cerurile și pământul. Cerurile și pământul.
Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului, este prezentat ca suveran. Și asta e foarte mântuitorul. Iisus Hristos este stăpânul, de El trebuie să ascult, dar Iisus Hristos este și suveran, este unsul. Are ultimul cuvânt. Toate circumstanțele prin care tu treci, trec prin mâna Lui. El schimbă vremurile și împrejurările. Iisus Hristos este suveran. Citează din Psalmul 2. Doamne, Tu ai spus lucrul ăsta dinainte. Deci nu e o întâmplare acum. Tu ai spus dinainte. Oamenii se vor ridica împotriva Ta. Nu vor fi de acord cu Cel pe care Tu l-ai uns, pe unsul Tău, cu Iisus. Vor căuta să se împotrivească. Psalmul 2 la sfârșit spune: Împăraților, înțelepților, purtați-vă cu înțelepciune. Dați cinste friului ca să nu se mânie. Dumnezeu stă în cer și râde când vede ce vrea să facă creația Lui. Cu alte cuvinte, e o prostie ca și creatură să te ridici împotriva Creatorului. Faptul că nu te trăsnești imediat, faptul că are răbdare cu tine, nu înseamnă că Dumnezeu este de acord sau că spune, vai de mine, îl surprinzi de ce a făcut marele preot și cu toată mulțimea lor de preoți. Nu, te lasă, are îndelung răbdare să-ți vii în fire. Ei erau încurajați de ce? Nu că spunea unul că la altul, nu nimic, să nu ne lăsăm, sau autosugestionau, nu nimic, noi mergem mai departe, noi suntem tari. Nu! Erau oameni, au scăpat ca prin urechile acului de nu știu ce se putea întâmpla mai rău. Dar au fost încurajați de cuvintele lui Dumnezeu. Duhul Sfânt îți spune, citește cuvântul Său. Să vezi cum este prezentat, cum sunt prezentate lucrurile înainte și vei fi încurajat. Vei fi încurajat când vei vedea că Stăpânul Cerului l-a uns pe Iisus Hristos, El are ultimul cuvânt. Ce au făcut? Inspirați de cuvântul Dumnezeu, s-au dus să se roage. Nu tremurau. Nu ai timp. Săptămâna aceasta Rudin spunea, păi m-am simțit rău, tare. Și ce ai făcut Rudin? N-am căzut în plasă să mă duc să mă bag în pat. M-am băgat toată când mi-a fost rău, m-am dus în pat. Și am șezut acolo ca o lehuză. Nu. M-am ridicat și m-am dus mai departe și m-am rugat lui Dumnezeu ca să ies din starea asta. Pac, și după aceea și-a revenit. Că o băut apă mai multă, că s-a mai dus să mai ia ceva mâncare, că o mai luat o gură de zahăr, că și-a mai dat o palmă, că s-a mai spălat pe față, că mai luat o cafea. Dar nu s-a lăsat biruit. Oamenii aceștia nu și-au plâns de milă. S-au plecat, s-au uitat din nou la Iisus Hristos, la unsul care este suveranul și au zis, Doamne, și uitați-vă ce frumos spun. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Nu s-a întâmplat nimic. Ba nu, s-a întâmplat. Spui realitatea din teren. Ne-am dus acolo și am fost primiți cu flori. Ne-am dus acolo și am luat-o peste cap de am fugit de pe am scăpat cu viața. Am văzut amenințările lor. Sunt reale. Sunt reale. Dă putere robilor tăi să vestească. Ce imagine extraordinară. Nu sunt robul omului, dar sunt robul celui care este suveran. Are ultimul cuvânt în universul ăsta. Dă putere robilor săi. Tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. E foarte important. Când știi cuvântul lui Dumnezeu, apare și îndrăzneala. Te duci la examen. Dacă nu ești pregătit, din start ești morcovit. Din start. Ai plecat cu pușca și n-ai gloanțe. N-ai gloanțe. Dar când te-ai pregătit și știi cuvântul Său, după aceea, dintr-o dată, ai un plus de. Mă simt bine. Sunt pe... Ești pe aceeași pagină. Știu cuvântul Său. Iisus Hristos ne spunea, Duhul Sfânt vă va aduce aminte. Când veți fi duși într-o parte și în alta, nu vă îngrijorați. Duhul Sfânt îți va aduce aminte cuvintele mele. Dacă umbli cu Iisus, necărturarul, nepriceputul, și păstrezi cuvintele Lui în mintea și în inima ta, Duhul Sfânt are muniție. Are ce să aduc aminte. Și să aduce ce să aminte ce spune Isaia, ce spune Psalmistul, ce spune Ioan, ce spune Pavel, ce spune Domnul însuși. Îți aduce. Nu ți-e teamă. Ei s-au rugat nu numai să știe cuvântul, s-au rugat ca Dumnezeu să meargă mai departe. Dă-ne putere, dă-ne autoritate, ca
ca cuvântul tău să putem să-l vestim cu toată îndrăzneala, aici parte umană, ți-e frică câteodată, știi cuvântul lui Dumnezeu, dar ai nevoie ca să te rogi, să depinzi de Dumnezeu ca să-ți dea îndrăzneală. Să-ți dea îndrăzneală. De câte ori am avut ocazia de a da mingea ridicată la fileu, să-ți spun, știam cuvântul, știam că ar fi momentul, dar n-am avut îndrăzneală. Îmi tremurau pantalonaje pe mine. Nu aveam îndrăzneală să spun. Tot felul de prostii am auzit. Și îi spuneau, și așa se întâmplă, dar noi știm de ce se întâmplă lumea asta. Te durea capul ce zgomot era acolo. Știam cuvântul, știam că trebuie să spun, n-am avut îndrăzneală. Când nu e acum, că nu știu cum. Și au fost momente când ne-am ratat. Și după aia mă simțeam așa, s-am zis, Doamne, de ce am avut îndrăzneală? Ei au înțeles lucrul ăsta. Nu de ajuns să știi, nu de ajuns să vrei. E foarte important ca să fii plin de Duhul Sfânt. Ca Duhul Sfânt să te facă să vezi, să nu vezi dureașul din fața ta, să vezi piticul din fața ta și să spui în numele lui Iisus. A cui? A Mântuitorului. A cui? A Stăpânului. A cui? A Suveranului. A Suveranului. Vine câte un organ de conducere sau organ de, de verificare. Intră foarte plin de ei. De ce? Au patalama. Venim în numele Anafului. Venim în numele, nu știu cum, venim în numele. Plin de îndrăzneală. Noi, de ce n-am avea îndrăzneală, conectați cu Dumnezeu, ne va da și îndrăzneala asta. Dacă avem cuvântul Său. Dacă nu avem cuvântul Său, să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să facă ceva în noi și prin noi. De ce? Dumnezeu nu vrea să dea rateuri, să ducă la cineva și să te duce acolo și să nu știi ce să spui și cum să spui. M-am întors acum 20 de ani la Domnul. Și eram la început. O foame după cuvânt, aoleu, pac, 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 citeam. Dar nu, încă nu făceam conexii. Vechiul Testament cu Noul Testament, eram varză. Și mă întrebau colegii la echipă. Și ce să faci acum? Hai să mai fumez? Hai să mai dansez? Hai să mai faci aia? Știam parcă cineva pe unii scrie. Dar nu știam. Dădeam din Biblie parașutist. Fugeam la din casă. A, de unii scrie chestia aia, acolo. Pac, nu iar mă duceam. S-a dus, s-a plâns ăștia la antrenorul, zic, bă, domnule, o nebunită asta. Deschide-mă așa, s-a duce la ala, întreabă, unde scrie, ia să întoarce cu Biblia. Și mi-am dat seama, măi, cât am chinuit, câte prostii, că puteam să fim, dacă știam cuvântul. Și eram umplut de Duhul Sfânt, era Dumnezeu peste mine. Eram foarte calm, puteam să nu-i spun neapărat unde scrie versetul, dar să-i aduc liniște. Dar eu trebuia să deschid ușa, să alerg prin etaj la vin unde stăteam. Și se întreb pe Adi, unii care-i trimiterea acolo? Au cerut îndrăzneală. Foarte important. Să cerem îndrăzneală. Foarte important. Câteodată mă mir Duhul Sfânt peste oameni, nu neapărat că trebuie să manifestăm ca un coleg de la care face și carismatic, extraordinar. Deși Domnul lucrează și prin oamenii aceștia și se manifestă în moduri, nu cum vrem noi, în mod special. Am văzut și oameni plini de Duhul Sfânt, umpluți de Duhul Sfânt. Vorbeau atât de calm și atât de liniștiți, dar se vedea în prezența lor o îndrăzneală. Vorbeau în numele Suveranului, știau cuvântul, erau atenți la persoana din față, nu se gândeau doar la răspunsul, să arate ce drept este el, ci iubeau efectiv pe ala din față. Și când îl iubești pe cel din față, Duhul lui Dumnezeu îți va da și cuvântul potrivit și atitudinea potrivită. Ei nu s-au rugat. Doamne, rade acum! Rade acum! Doamne, dă-ne îndrăzneală să vestim cuvântul Tău. Și mai mult, aș vrea din toată inima să îți întinzi Tu mâna. Când ei se rugau și spuneau și își doreau lucrul ăsta ca Dumnezeu să întindă mâna, aveau o singură imagine în mintea lor. La ce vă gândiți când Dumnezeu își întinde mâna? Gândiți-vă că erau evrei. Cu braț tare ne-ai scos din Egipt. Întindeți mâna, nu? Când și-o întins Dumnezeu mâna, au venit și plăgile ei și scos de acolo, ți-a arătat mărturia și-o arătat mărturia. Au căzut Dumnezeu, zeul faraonului și zeul nostru și faraon și Moise și-o întins mâna. Întindeți mâna, Doamne. Brațul tău ăla puternic. Se facă semne, minuni, ce vrei tu, dar întindeți mâna. Din ce cauză? Pentru ca
să se cunoască numele robului tău, Iisus Hristos. S-au rugat. Vă încurajez în toată inima. Ne oprim și chemăm numele Domnului și autoritatea Lui. S-au rugat. Și locul spune că s-a cutremurat. Nu știu ce experiență au trăit respectivii. Dar finalul. S-au umplut din nou de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Pentru mine asta este substanța unui om umplut de Duhul Sfânt. Nu în mod special că va vorbi în limbi. Nu în mod special că va face nu știu ce minunie. Ci un om umplut de Duhul Sfânt nu uită niciodată că Iisus Hristos este unicul mântuitor, singur nume dat sub cer, oamenilor care trebuie să fie mântuiți. Că Iisus Hristos este stăpânul și de El trebuie să ascultăm. Și Iisus Hristos, unsul, care este suveran. Și în momentul când ești umplut de Duhul Sfânt, ce faci? Dumnezeu în suveranitatea Lui poate face semne, minuni, să atingă și să întindă brațul Lui, dar tu ești plin de îndrăzneală să vestești numele robului Lui Iisus Hristos. Nu mă interesează mult special că vei vorbi prin limbi, dar mă interesează dacă ai îndrăzneală să mărturisești pe numele Lui Iisus Hristos. Dintr-un duc de dragoste sau de bunăvoință față de persoana din fața ta. Față de cel care este pierdut. Nu cu atitudini de aroganță și de mândrie, vai cine sunt eu, ci te uiți la celălalt și spui, Dumnezeu ți-a înălțat mingea la fileu să poți să-L mărturisești pe mine. Câteodată e frumos să joci printr-un stadion ca Real sau Barcelona și toți te aplaudi și în momentul când protestează și vor demisia să aprindă câte un steguleț de la Alba așa, sau o batistă. Dar să joci și pe la Sinești și pe la Ruginoasa când oamenii protestează aruncând cu pietre, cu cartofi, sparg mașina. Dar ce e frumos? Întrebam pe cineva, păi, de ce joci fotbalul ăsta? Te duci acolo să spargă cap. Păi, îmi place ceea ce fac. Ucenicii erau așa îndrăgostiți și așa de cuplați de cu Iisus Hristos, ceea ce face. Au găsit viață. Era viața lor. S-a schimbat viața lor. Îmi place ceea ce fac. Nu mă gândesc la consecințe în mod special, ci mă gândesc să fiu un martor eficient a lui Iisus Hristos cel Viu. S-au rugat. Hai să facem și noi lucrul ăsta. Hai din nou să ne încurajăm, să ne aducem aminte de adevărul acesta atât de simplu, dar atât de eliberatoare. Iisus Hristos, unicul Mântuitor. Iisus Hristos, stăpân. Iisus Hristos, suveran. Conectați cu El, să fim martori al Dumnezeu. Domnul să ne întărească, să vă binecuvânteze și să fiți martori și să fim martori vii, împuterniciți acelui care este vrednic de toată lauda și slava și cinstea. Iisus. Amin. Amin.